Edward Reiter a fost unul dintre cei mai prolifici arhitecți ai orașului, portofoliul său de lucrări fiind extrem de variat, de la biserici la palate de raport, de la școli publice la vile individuale și până la arhitectura industrială. Reiter este autorul la numeroase clădiri emblematice ale Timișoarei. S-a născut în 1847 în Fünfhaus, aproape de Viena. Acolo și-a început și studiile, pe care le va aprofunda mai apoi la München. În 1871 se stabilește la Timișoara, unde își începe cariera de arhitect. Printre primele sale creații se numără și vila proprie, pe care o va construi în cartierul Iosefin. Vorbim de fapt de un întreg ansamblu compus din trei vile. Deși astăzi domeniul este subîmpărțit în trei parcele distincte, doar gardul istoric păstrat mai amintește de trecutul comun. Alături de vilele Reiter se află fabrica de pălării, un ansamblu industrial proiectat și construit de același arhitect, a cărui bijuterie o reprezintă vila în care a funcționat administrația fabricii. Tot în cartierul Iosefin găsim capodopera sa, complexul de învățământ Notre-Dame, în cadrul căruia Ede Reiter a proiectat un adevărat campus de învățământ, compus dintr-o suită de clădiri eclectice, dar și o frumoasă biserică de factură neoromanică. De altfel, Reiter a proiectat o sumedenie de biserici, fiind consilierul oficial pe construcția al diecezei de Cenad. Dintre cele mai impozante realizări ecleziastice, amintim bisericile din Vinga, Deta, Ceacova, dar și pe cea din cartierul Mehala din Timișoara. Din aceeași postură, el ajunge să proiecteze și Casa Capitolului din Timișoara, proiect pentru care alege o abordare secesion. Casele se remarcă prin fațadele bogat ornamentate, fiind un melanj între repertoriul decorativ al arhitecturii secolului al XIX-lea și motive decorative specifice curentului secesion, fapt ce denotă evoluția stilistică a arhitectului de-a lungul carierei. Cele mai reprezentative clădiri ale sale pot fi considerate Palatul Băncii de Economii din Iosefin, Palatul Mikša Steiner din cartierul Fabric, cât și palatele din imediata apropiere, sau Școala Normală pentru Învățători, astăzi Liceul Calderon. Reiter a modificat și casa celebrului fotograf Iosef Kosak în anul 1894, ocazie cu care a fost amenajat și un studio modern în podul casei. Pe fațada casei regăsim și un cartuș care poartă însemnul arhitectului, alături de anul finalizării. De numele arhitectului se leagă și expoziția industrială și agricolă a Ungariei de Sud, ocazie cu care Reiter a proiectat principalele pavilioane expoziționale, creații care s-au bucurat de mare apreciere, fiind imortalizate inclusiv pe monedele emise cu ocazia expoziției. Se stinge din viață în 7 august 1908, fiind înmormântat în cimitirul catolic din Iosefin. A lăsat moștenire orașului un impresionant portofoliu de lucrări, astăzi Timișoara fiind ceea ce este în mare parte și datorită activității arhitectului Edward Reiter.